Știre electorală de promovare. Alianța pentru Unirea Românilor, Hunedoara, își propune creșterea calității vieții cetățenilor prin implementarea unor măsuri în regim de urgență. Prima dintre acestea, potrivit candidatului AUR la funcția de consilier județean, Tiberiu Barstan, este eficientizarea aparatului administrativ, sistem birocratic pe care îl consideră nu doar prea stufos, ci și ineficient din punct de vedere financiar. Noi, ca structură politică nouă, ceea ce spunem, vrem să ne și ținem de cuvânt. Am aprofundat destul de bine problemele de la nivel de județ și de la nivel de comunități. Considerăm că prin chestiuni simple se poate aduce o îmbunătățire vieții și activității oamenilor, a mediului privat. Nu sunt chestiuni complicate. Eu cred că o eficientizare mai bună a aparatului administrativ ar fi prima soluție, primul lucru care ar trebui făcut. E simplu, sunt evaluări care se pot face, găsim fel și fel de persoane care ocupă funcții și nu au nicio pregătire, nicio expertiză, sunt acolo doar pentru faptul că sunt membri de partid. Ori ei merg, au o direcție creionată de unii oameni care, părerea mea, își vânează doar interesul lor personal și a grupurilor care îi sprijină și îi susțin să ajungă în administrațiile publice locale. La creșterea calității vieții hunedorenilor pun umărul cot la cot cu seniorii și tinerii din noua generație, cei care își doresc să rămână acasă pentru ca expertiza și cunoștințele lor să fie folosite la schimbarea în bine a județului. Noi, cei de la Alianța pentru Unirea Românilor în special, încercăm să luptăm pentru județul Hunedoara, încercăm să aducem un suflu nou în județul Hunedoara, încercăm să atragem tinerii înapoi acasă, nu vrem să mai lăsăm tinerii să plece în alte județe din țara aceasta, vrem ca tinerii să se întoarcă în județul Hunedoara și, cel puțin eu personal, pentru asta militez, de asta am venit și în acest partid. Partidul acesta dă o șansă tinerilor, într-adevăr, prin muncă, dar prin muncă vin și realizările. Nu suntem considerați în acest partid ca în partidele tradiționale, doar lipitori de afișe și mâna a doua de lucru, cum să spun așa. Nu, avem, plecăm cu o șansă egală, ca și seniorii, și împreună cred că putem să schimbăm lucrurile în județul Hunedoara și să încercăm noi, tineretul, să ne întoarcem acasă și să muncim aici, să trăim în județul nostru, să nu mai plecăm prin pribegie, cum se spune.